repetițiile Orchestrei Simfonice Naționale a companiei publice Teleradio Moldova, care se pregătește intensiv de un concert de excepție în cadrul radioabonamentului Prietenii Muzicii. Fie interpretate suitele care sunt compuse din soundtrack-uri a diferitor filme. Filmele sunt foarte cunoscute, așa ca Titanic, C7 Magnifici, Miserabiles, Superman. Un filozof cândva a spus că muzica este o artă cea mai perfectă, fiindcă doar ea poate să provoacă lacrimi. Și cineva a dat întrebare, bine, dar cinema? Și filozoful acesta a răspuns că bine, atunci scoateți de la cinema muzică și eu vă asigur că nu veți plânge. Cred că și acesta și este scopul, ca să interpretăm muzica aceasta, care este absolut fenomenală, foarte interesantă, foarte bine orchestrată. Pregătirile pentru eveniment au început cu o săptămână înainte. Astfel, orchestra companiei publice Teleradio Moldova este gata să vă transmită cele mai sincere emoții. Avem o programă specială care multă lume nu se poate aștepta, anume muzică din filme, care la multe persoane poate să le placă, inclusiv și mie. Din repertoriul nostru îmi place cel mai tare Pirații din Caraibe. Eu cânt la tubă. Este destul de greu să cânt la acest instrument, dar îmi place. Unii dintre membrii orchestrei sunt de părerea că mai des ar trebui organizate concerte cu o astfel de tematică. Cânt la flaut și la flaut piccolo. Este ceva rar și foarte interesant pentru publicul larg, chiar și pentru cei care nu sunt prea interesați de muzica simfonică. Ar asculta cu plăcere, cred eu. Și chiar recomand și pentru copii și pentru maturi să asculte cu atenție, că este foarte interesant și surprinzător. Am mai avut, doar că nu țin minte data, deci este cam rar, deci ar fi binevenit să fie mai des. Concertul Amintiri Muzicale Cinematografice va avea loc astăzi în incinta casei radio, sala mare cu începere de la 18:20.